Înscrierile pentru creșe au început în luna mai. Două luni au avut la dispoziție părinții care vor să-și ducă din toamnă copilul la creșă. Odată dat startul perioadei de depunere a dosarelor, zeci de slătineni s-au înghesuit la ghișeele Direcției de Protecție și Asistență Socială Slatina. Așa se face că peste 150 de persoane se luptă pentru doar 57 de locuri. După un calcul simplu, se observă că pentru fiecare loc sunt 3 copii. După ce au depus cererea pentru creșă, părinții așteaptă afișarea listei cu punctajul obținut. Locurile vacante vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut până la 57, cazul nostru. Se analizează documentele pe care le-au depus părinții, se acordă punctaje în funcție de criteriile pe care fiecare părinte le știe sau fiecare solicitant le știe, pentru că le-a citit pe cererea de înscriere. Se acordă punctajele pe baza criteriilor. Se face, adică singura respingere care se face în această perioadă este cea legată de domiciliu, adică cei care nu au domiciliu pe raza municipiului Slatina vor fi respinși fără să se mai calculeze vreun punctaj ceva, după care pe data de 17 iulie se face prima afișare a potențialilor câștigători ai unui loc la creșă. Fiecare cerere analizată primește un punctaj în funcție de criteriile impuse. Singurul motiv pentru care un dosar ar putea fi respins rămâne legat de domiciliu. Dacă deponenții nu locuiesc în Slatina, cererea este anulată. După afișarea listei inițiale, părinții nemulțumiți de punctajul obținut pot depune și contestații. După această perioadă, urmează perioada în care cei nemulțumiți de punctaje le pot contesta. Data de 27 iulie este data la care se poate depune ultima contestație. Da? Deci e ultima zi în care se mai pot depune contestații. După care urmează, firește, o altă perioadă de analiză a contestațiilor. După ce se analizează și contestațiile, se face lista finală cu admis-respins. Admis pe numărul de locuri existente. La această dată noi avem 57 de locuri. Avem 150 de solicitări. În acest moment, în cele 4 creșe din Slatina sunt disponibile sub 60 de locuri. Cei de la DPAS Slatina spun că mai pot apărea locuri și după debutul anului școlar, însă nu mai mult de 2-3. Acestora li s-ar putea adăuga alte câteva vacantate din pricina neglijenței părinților. Astfel, dacă aceștia nu-și înscriu copilul până cel târziu la începutul lunii septembrie, pierd locul obținut.